Bună seara, sunt Teodora Ciuraru și vă invit să urmărim știrile 1 TV Bacău. Începem cu titlurile zilei. Nume grele în dosarul lui Damaschin. În interceptările telefonice apar persoane cu ștaif în lumea afacerilor băcăoane. Accident joi după amiază la intersecția străzilor Nicu Enea și Ile Caragiale din Bacău. Oren șir de așteptat în fața unor ghișei închise la Direcția Generală a Finanțelor Publice. Halda de fosfor gips pregătită de către Primăria Bacău pentru a intra în cursa de ecologizare cu banii europeni. Nu și reproșează nimic în privința activității lor din Consiliul Local Bacău în 2011. E vorba de mai tinerii consilieri Mircea Fechet de la Liberali și Costel Dunava de la Socialdemocrați. După un an competițional încărcat, dar plin de rezultate, campionii boxului românesc vor petrece revelionul în familie.